Educația este unul dintre darurile fără preț pe care un copil îl primește de la părinții săi. Doar că, de multe ori, din lipsă de timp sau cunoștințe, adulții obișnuiesc să lase educația odraslelor pe seama televizorului, mai ales când sunt difuzate desene animate. O fac fără să bănuiască faptul că vizionarea necontrolată a desenilor animate difuzate de posturile de televiziune specializate implică foarte multe riscuri, atât pentru dezvoltarea fizică a copiilor, cât și pentru cea psihică. Detalii în reportajul lui Sergiu Barbu. Dacă acum 10-15 ani desenele animate erau difuzate la televizor la anumite ore, astăzi, în ofertele operatorilor de cablu există cel puțin 14 posturi de televiziune care difuzează programe pentru copii în regim non-stop. La prima vedere, nu e nimic rău în asta, însă, potrivit specialiștilor, părinții ar trebui să țină cont de faptul că multe dintre desenele animate moderne sunt diferite de cele pe care le priveau ei când erau copii. Большая часть этих мультфильмов, они характеризуются как больше как негативные, чем позитивные. То есть негативные с точки зрения влияния на психику ребенка. Pentru a înțelege mai bine prin ce se manifestă influența negativă a desenelor animate asupra psihicului copilului, am mers într-o familie care are copii mici. Este o mișcare, sunt culori vii și copiilor întotdeauna le atrage. Sau magiile astea care le mai fac ei acolo, sigur că asta este o atracție pentru copii. După ceva timp, părinții s-au confruntat cu un șir de probleme care au fost provocate anume de privitul televizorului. A apărut un fel de iritare, o agresivitate la copii și nu înțelegeam inițial de unde. Apoi, urmărind deja desenele animate împreună cu ei, am depistat că anume asta e cauza, că personajele sunt negative și ei se străduie să tindă spre aceste personaje. Drept urmare, mama copiilor a început să aleagă minuțios desenele animate pentru copiii ei. Apelez chiar la internet pentru că caut ceva care e instructiv și că chiar adică când găsesc un desen animat, îl privesc și eu împreună cu ei și chiar dacă este într-o altă limbă, deci pot să le traduc și ei deja înțeleg. O zi toată ziua pliscu că ne scol cu noaptea în cap de încrezut și falos ce ești. Au devenit mai prietenoși, deja organizează ei între ei jocuri cu personajele astea pozitive care le plac. Chiar poate câteodată există și ceva că întotdeauna este și ceva negativ, dar asta tot un fel de tot dezvoltă ceva la ei, pentru că întotdeauna trebuie să fii gata să știi și te aperi, nu numai să te... Adică trebuie să știi și să te impui. Pentru a vedea cât de adevărată este afirmația psihologilor că multe dintre desenele animate moderne acționează negativ asupra copiilor, a mers și la o grădiniță din capitală. Venind din vacanță sau după zile de odihnă, deci se observă că unii copii au schimbări radicale în comportament. Sunt foarte agresivi, lovesc, ridică vocea. Atunci când se creează o problemă, în loc să găsească soluția, deci încearcă să rezolve cu puterea fizică. Am găsit și răspunsul. Majoritatea copiilor stau în fața televizorului și deci privesc niște desene animate care dezvoltă agresiunea. Potrivit educatorilor, expresiile pe care le utilizează picii sunt o dovadă în plus a faptului că mulți dintre copii sunt influențați negativ de filmele animate pe care le privesc. V-ați pierdut mințile? De exemplu, o expresie foarte des utilizată: tu cine ești? Ce ești, dus de plută? Expresia dată eu o folosesc atunci când vor să ofenseze un copil. O altă grupă de copii, aceleași probleme. Unii copii, privindu-i, ai impresia că ei nu se află aici lângă noi, ei au altă lumea lor, unde permanent gesticulează foarte mult și ia sunete, scot sunete din aceste desene animate, care așa sunt ceva de groază. Educatorii spun că minorii nu doar că preiau comportamentele inadecvate ale unor eroi din filmele de animație, ci ajung chiar să-i idolatrizeze.
personajul principal care era pomenit deseori în discuțiile lor era Monster High. Deci ei veneau cu aceste reviste, povesteau despre păpuși care erau în baza acestor desene animate, care erau, adică, destul de strașnice aceste păpuși. Da? De exemplu, a venit o fetiță cu păpușă, era pusă în sicriu. Ce se întâmplă în industria desenelor animate și unde au dispărut poveștile inocente de altă dată? Este întrebarea pe care i-am adresat-o lui Eugen Frimu, directorul unui studio de animație din capitală. Cât de mult nu ar dori producătorii să fac ceva frumos sau perfect moral, în același timp ei înțeleg că orice produs, orice film trebuie să fie unul care cel puțin să-și acopere cheltuielile de producție și asta are anumite, are un anumit preț în a ceda pe alocuri, înțelegând că asta o să atragă, o să prindă priză. Și se adaugă tot felul de chestii șocante care în primul rând atrag atenția. De altfel, probabil că nu sunt foarte mulți specialiști care au forța să convingă producătorii despre anumite tehnici necesare educării copiilor în contrabalanță cu cei care doresc profituri sau incasări bune, fabuloase. Psihologul Tatiana Cosma spune că în experiența ei a avut mai multe cazuri în care copiii au devenit victime ale unor desene animate inocente la prima vedere. Unul dintre ele este cel al unei adolescente care suferea de anorexie nervoasă. Она не ела, она себя истощила голоданием до такой степени, что боялась даже смотреть на еду. După ore de discuții și meditații, psihologul a constatat că obsesia tinerei de a avea o siluetă perfectă se trage încă din copilărie. Она говорила о том, что вот мальчики, они на меня не хотели обращать внимание, потому что, ну, у меня был немного лишний вес. Он мне говорит: "Да вот посмотри там в мультике, какая красивая девочка. Если бы была ты была такой, я бы на тебя обратил внимание". Поэтому она вот с того момента на нее это так сильно повлияло, что она не соответствует стандартам того, что показывают по телевизору. Potrivit psihologilor, vizionarea unor desene animate ar putea avea consecințe mult mai grave asupra copiilor decât apariția unei agresivități exagerate sau a stării de anorexie. Dar cum arată un desen animat ce prezintă pericole pentru psihicul copilului? Что такое вредный мультик? Вредный мультик – это когда есть, например, бесполые персонажи. Персонаж нету, ну, ни мальчик, ни девочка. Это что это, к чему это может привести? К тому, что ребенок не сможет ассоциировать себя с какой-то ролью именно в, ну, пол, мальчик он или девочка. Либо персонаж вроде как мужского пола, но он демонстрирует женское поведение. Да? Это тоже искажение какого-то гендерного стереотипа поведения. O altă categorie de desene animate periculoase pentru copii sunt cele care prezintă eroi cu puteri supranaturale, spun psihologii. Есть еще мультики, когда главный герой делает какие-то опасные вещи, и ребенок, ну, такое, стирается чувство, ну, или снижается порог чувствительности к опасности. Он может также броситься под машину, да, предполагая, что он такой быстрый, он сможет за секунду преодолеть это препятствие, но не понимая, что это в реальности такого не может быть. Deocamdată, în Moldova nu au fost realizate studii cu privire la timpul pe care minorii îl petrec în fața televizorului, însă dacă e să credem datelor obținute de specialiștii români, atunci majoritatea copiilor sunt dedăciți de televizor, în medie câte 3 ore pe zi. Extrem de mult, spun experții în domeniu, care îi îndeamnă pe părinți să limiteze accesul copiilor la televizor, dar și să-i asiste pe durata vizionării unui desen animat sau altul. Să stea cu ei și să le explice, să-i consulte, să le spună asta este bine, asta este rău, asta este o poveste, asta nu este neapărat necesar să repetăm și în viață, este un comportament sau un exemplu pe care nu trebuie să-l urmăm în viață și trebuie să fie o asistență din partea părintelui în momentul când copilul stă la televizor și privește aceste desene animate.
Dar înainte de a-i învinoveți pe părinți, este cazul să ne amintim că peste 60% dintre copiii din Moldova au unul sau ambii părinți plecați peste hotare. Acești copii sunt educați de bunici sau de alte rude care probabil nici nu bănuiesc ce pericole ascund unele programe TV. Atunci, cine ar trebui să controleze sau cel puțin să monitorizeze conținutul posturilor de televiziune destinate copiilor? Unica situație abilitată în acest caz este Consiliul Coordonator al Audiovizualului. Aici am încercat să aflăm care sunt normele pentru un program de televiziune destinat copiilor. Sunt interzise serviciile de programe cu conținut pornografic, în special pornografia infantilă, și sunt interzise orice conținuturi care fac apel la ură interietnică, discriminare, violență, pe criterii de oricare, sex, religie, condiții sociale și așa mai departe. Problema ține mai mult de publicitate. Este important ca acest post să nu difuzeze publicitate. Spre dezamăgirea membrilor CCA, am constatat că cel puțin unul din cele 14 posturi de televiziune pentru copii difuzate în Moldova plasează destul de multe publicitate, dar ce ne facem cu violența și comportamentul indecent al personajelor prezente în unele desene animate? Reprezentanții CCA spun că un asemenea conținut nu poate fi exclus complet din programele TV, dar există instrumente care avertizează despre prezența lui. Acel simbol și care indică vârsta pentru care este destinat acest program. Deci adultul în primul rând trebuie să fie informat și deținând această informație, el să-și poată proteja copilul. În cazul în care este retransmis postul din spațiul european, această siglă ar trebui să existe. Am căutat această siglă la mai multe posturi TV pentru copii și nu am găsit-o. În schimb, am găsit mai multe rapoarte de monitorizare a posturilor de televiziune destinate copiilor. Bineînțeles, nu au fost făcute de funcționarii de la CCA, ci de colegii lor din România. Iată rezultatele. Timp de o săptămână au fost monitorizate 3 posturi de televiziune pentru copii. Au fost analizate aproape 350 de ore de programe, au fost înregistrate peste 2000 de acte de violență. Cele mai frecvente forme de manifestare a violenței fizice au fost loviturile, exploziile, bătăile, rănirea cu obiecte. În cazul violenței verbale au prevalat injuriile și expresiile de argou. Atâta timp cât există un post acreditat, recunoscut, cu o expertiză internațională că acest post este destinat copiilor, el este legal, da. Nu avem de ce să ne facem griji. Recent, la Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în premieră, a fost depusă o sesizare din partea unui părinte legată de conținutul negativ al unor desene animate difuzate de unul dintre posturile retransmise pe teritoriul țării. Chiar dacă membrii CCA vor constata că petiționarul are dreptate, postul respectiv nu poate fi sancționat, dat fiind că acesta este licențiat peste hotărârile țării. Cu toate acestea, CCA are dreptul de a cere operatorilor de cablu excluderea din grila de programe acestui post TV.